Bună și bine v-am găsit și regăsit pe canalul meu. Așa cum v-am promis în clipul premergător acestuia, în care am vorbit despre parfumurile de la Avon, astăzi vom vorbi despre parfumurile de la Oriflame. Am destul de multe parfumuri bărbătești de la Oriflame. Din această cauză voi face două clipuri cu parfumuri de la Oriflame. Vi le voi prezenta, la fel ca și pe cele de la Avon, note, dacă se merită, persistență și așa mai departe. Înainte de a începe, nu uitați de abonare, clopoțel și un like dacă vă place. Ok, haideți să începem, că sunt destule, și vom începe cu acest parfum Happy Disiac, care este un parfum verde, fresh. A apărut în 2016 la Oriflame. Din păcate, el nu se mai regăsește în catalog, îl mai găsiți din când în când în broșură. Vi-l recomand pentru perioada această primăvară-vară și, cum am și spus, este un parfum care a apărut în 2016, este un lemnos aromatic care are ca note de vârf măr verde, greșui, coriandru, ananas, lămâie verde, de aceea v-am spus că este foarte verde, foarte fresh, de mijloc lavandă, esență de dafin, floare de portocal, iar de bază paciuli, stânjenel, pielărie, cedru. Dacă doriți pentru bărbații din viața voastră un parfum fresh mai de vară, vi-l recomand, dar trebuie să-l urmăriți pentru a-l găsi în broșură. El nu se mai găsește în catalog. Cu această ocazie vă spun, atunci când vă uitați în catalogul de la Oriflame și mai doriți cât un parfum, să fiți atenți că acolo lângă parfum scrie pentru ultima oară în catalog. Dacă doriți, îl luați atunci. Ok, trecem la următorul parfum, Glacier Fire. Acesta este un parfum nou, introdus la Oriflame 2019. Este din acea serie Glacier, acesta este Fire, care are ca note de vârf lămâie, mentă și, și de bază note lemnoase. Este tot un parfum fresh, persistă 6 ore. Îmi place forma acestei sticluțe, este foarte comod de a fi purtat în geantă când bărbații se duc la sala de sport și așa mai departe, adică este ușor de purtat și de folosit. Vi-l recomand. Recomand toate parfumurile din această serie Glacier. Un alt parfum care, din păcate, a fost scos de la Oriflame și se mai regăsește tot așa rar în broșură, este acesta S8 Icon. Sticla arată foarte frumos și parfumul este foarte fresh. Eu l-am descoperit în broșură și nu-mi pare rău că l-am luat. Tot în 2016, ca și Happy Disiacu, a apărut la Oriflame, dar se pare că a fost scos destul de repede. Este un aromatic și are ca note de vârf struguri, de mijloc mușcată și de bază ambră și note lemnoase. Vi-l recomand, arată și bine. Să-l cumpărați dacă mai găsiți în broșură. Trecem la trei parfumuri din seria Eclat. O să vă mai arăt și parfumul nou din seria Eclat, dar în videoclipul următor. Și astăzi vom vorbi despre Eclat Homme. Acesta a apărut în 2014, deci este destul de vechi, și este un lemnos aromatic care are ca note de vârf bergamotă, de mijloc mușcată și de bază ambră și note lemnoase. Este un parfum care merge foarte bine la o ținută cu un sacou, așa că un domn cu un sacou, este fresh și ține în jur de 6-8 ore ca și persistență. Vi recomand, el este în jur de 60 de lei în catalog. Dacă îl găsiți la o ofertă, este foarte bun. Este tineresc, chiar și studenții îl pot purta, după părerea mea. Următorul din seria Eclat este Eclat Louis.
Sticla este asemănătoare cu cel de dinainte. Este un aromatic care a apărut în 2017 și are ca note grapefruit, lavandă și pielărie. Miroase foarte bine. Vi-l recomand și pe acesta. Persistă 6-8 ore, tot acolo, ca și persistență, dar pe haine rămâne mult timp. Vi-l recomand dacă îl găsiți la o ofertă. Următorul este Eclat Home Sport. Ca și după nume, vă dați seama că este mai fresh. Este mai fresh. Este purtabil în zilele acelea nu foarte călduroase. Primăvara spre vara acolo îl văd. Acesta este un aromatic codimentat din 2015, deci are o vechime la Oriflame. Are ca note de vârf bergamotă, mandarină, piper roz, da, de aceea este codimentat. De mijloc, oregano, cimbru, rășină și piele întoarsă albă, iar de bază cedru, paciuli, boabe, tonka și mosc. Pentru cineva care este dinamic, care e sportiv, îl recomand din toată inima. Miroase super. Trecem la categoria puțin mai selectivă și vom începe cu acest parfum Signature. Sticla arată foarte bine, foarte elegant. Este un lemnos aromatic, îl văd mai pentru seară. A apărut în 2008, deci acest parfum este a apărut în 2008 și încă este la Oriflame și cele din 2016 au dispărut. Ca note de vârf, nectarină, pară, piper, deci este puțin codimentat. De mijloc, lemn de guaiac, cedru, nucșoară. De bază, ambră, vanilie, vetiver și mosc. Cum am spus, este un parfum pentru seară, pentru o întâlnire, de mers la restaurant. Este fantastic, miroase foarte bine. Vi-l recomand. Cam în aceeași notă este acesta Ascendant. Este, sticluța este neagră-neagră. Se vede un pic parfumul din el. Este un lemnos aromatic din 2007, care are ca note de vârf bergamotă, fenicul, cardamon, ghimbir, mandarină, grapefruit, iar de mijloc pelin, lavandă, rozmarin. Îl face puțin mai codimentat, dar mai codimentat decât cele așa considerate codimentate. Și ca bază, vanilie, cedru, chiparos, boabe tonka și vetiver. Îl văd tot ca pentru seară, ține în jur de 6 ore, nu are o persistență extraordinară ca Signature dinainte. Vi recomand dacă îl găsiți, arată bine sticluța, merge pentru un cadou. Trecem la următorul și vi-l voi arăta pe Mr. Giordani. Mr. Giordani. Foarte frumos, cu sigla Giordani aici și capacul e frumos, așa făcut. Este un parfum deosebit, îmi place foarte mult și iubitului meu îi place acesta. Da, este un parfum pentru un bărbat stilat, pentru a merge la birou, la servici, când se va putea, bineînțeles, dar vi-l recomand. Dacă îl găsiți la ofertă sau într-un set, cum sunt acum, vi recomand să-l cumpărați. Acest Mr. Giordani a apărut în 2018, deci este destul de recent. Este un lemnos aromatic și are note de vârf grapefruit și ghimbir, de mijloc mușcată și piper, îl face un pic codimentar, și de bază vetiver. Vi-l recomand. Ține peste 8 ore, dacă atinge hainele, ține mult, cred că până la prima spălare. Vi-l recomand. Un parfum foarte iubit de la Oriflame și care chiar merită să fie iubit este acest Possess the Secret, care arată fantastic. Uite ce frumos este. Deci, ca și cadou, dar și ca și purtat, este, ca să-l purtați, este extraordinar, îmi place foarte mult.
Este un aromatic acvatic. Din această cauză mi se pare, cum să zic eu, unic între parfumurile de la Oriflame. A apărut în 2018. Se vede că și prietenului meu îi place. Este deja folosit. Are ca note de vârf bergamotă, gheață. De aceea vă spun, este ceva care face unic între toate celelalte. Are ca mijloc, note de mijloc, salvie și sare și ca bază ștejar. Vi-l recomand din suflet. Încercați măcar o dată și cred că oricărui bărbat îi place acest parfum. Nu este dulce, dar este ceva care nu poate fi comparat cu un alt miros. Iar cum arată... Ia uitați ce frumos este. Ok. Un alt parfum care îmi place extraordinar de mult cum arată și stă foarte bine lângă parfumul tot Paradise, dar pentru femei. Și acesta, uitați ce frumos. Este acesta, Paradise Man, care a apărut în 2017 și este un lemnos aromatic. Are ca notă de vârf gutuie, lămâie verde, elenii, de mijloc lavandă pară și de bază vetiver de Haiti, note lemnoase și ambroxan. Deci, mie mi se pare un parfum foarte deosebit acesta. Aceste două, cât și Possess the Secret, cât și Paradise Man, fac parte dintr-o categorie puțin mai scumpă de la Oriflame, dar care se merită. Persistența este peste 8 ore și te face deosebit într-un grup. Vi-l recomand. Pentru iarnă, mai ales pentru perioada puțin mai rece, și vă recomand pentru acea perioadă, am un clip în care sunt prezentate parfumurile bărbătești pentru acea perioadă, sunt și aceste două parfumuri de la Giordani Gold. Și avem Giordani Gold Man și Giordani Gold Not. Sunt niște parfumuri deosebite, puțin mai scumpe decât celelalte, puțin mai grele, de aceea sunt și pentru vremea puțin rece. Haideți să vi-l prezint. Uitați cât de frumos arată acesta, Giordani Gold Man. Sticluța este deosebită, bineînțeles cu sigla Giordani aici. Giordani Gold Man a apărut în 2016, este un lemnos floral mosc, care are ca note de vârf lămâie italienească, piper negru, petit green de Paraguay, mandarină, cardamon, de mijloc, iasomie, neroli și absint. Iar de bază, lemn de santal, mosc, vetiver de Haiti și ambră. Este un parfum, cum am spus, puțin mai greu, deci nu poate fi purtat primăvara sau vara. Eu îl văd toamna târziu spre iarnă. Dacă îl găsiți acum la un preț bun, vă sfătuiesc să-l luați, îl folosiți atunci, urmăriți-l, pentru că este totuși un parfum destul de scump. Persistența este peste 8 ore, nu se pune problema și pe haine mirosul persiste până la spălarea acestora. Următorul din această categorie, Giordani Gold, este Not sau Note, la fel. Acesta este pe argintiu, acesta este pe auriu și acesta este un lemnos aromatic din 2016 care are ca note de, notele sale citrice și vetiver. Nu am găsit alte note, la fel este un parfum greu, purtabil în sezonul rece, persistența peste 8 ore fără nicio problemă, vi le recomand. Din cele două, mie îmi place acesta, Giordani Gold Man, și prietenul meu la fel, dar vi le recomand pe amândouă, urmăriți-le în catalog și bucurați-vă de mirosul acestor parfumuri pentru că sunt deosebite. Așa cum am spus, voi reveni și cu cel de-al doilea clip
cu parfumuri de la Oriflame, în care voi introduce și noutățile, noutățile care au apărut în ultima perioadă la Oriflame. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă pup, multă sănătate vă doresc, ne vedem data viitoare, pa, pa!